Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit pe canalul Cultivă cu Mihai. În acest clip puteți vedea cum a evoluat trifoiul norocos în aproximativ o lună de la plantare și florile sale superbe. De asemenea, vă voi oferi și câteva informații prețioase despre cultivarea acestei plante pe parcursul întregului clip. După cum ați putut vedea în clipul în care am plantat bulbii de trifoi norocos, aceștia muguriseră deja, deși în mod normal nu acum era sezonul de înflorire. Imediat după plantare s-au dezvoltat întâi frunzele, iar apoi și tijele florale. Un lucru interesant pe care l-am observat la aceste plante e sensibilitatea la lumină. Seara, după apus, frunzele și florele se strâng, urmând a se redeschide în dimineața următoare. Același obicei de a se închide l-am observat și în miezul zilei, atunci când plouă, iar după ce trece ploaia, revin la normal. Frunzele trifoiului sunt formate din 4 foliole în formă de inim, ce au culoarea maron vișiniu la bază și verde la extremități. Florile sunt micuțe și se formează în mănunchiuri pe o tijă. Ele nu înfloresc toate în același timp, asigurând astfel o înflorire pe o perioadă mai îndelungată. Florile din specia de Oxalis pe care o cultiv eu sunt de culoare roz, dar în funcție de specie ele pot fi de alte culori. Am observat că bulbii produc tije florale și frunze în momente diferite, astfel încât asigură, după cum vă spuneam și mai devreme, o înflorire pe o perioadă mai îndelungată, dar și aspectul de tufă. Când se usucă o parte din frunze, altele cresc în locul lor. În perioada aceasta, în zilele însorite, eu las ghiveciul pe pervaz afară. Iar seara, pentru că uneori sunt temperaturi sub limita de îngheț și vreau să protejez planta, îl așez pe pervaz în interior. După ce trece acest episod de înflorire, voi așeza ghiveciul în repaus la loc răcoros și fără lumină până în primăvară, când îl voi scoate și voi începe din nou să-l ud. Dacă nu ați urmărit celelalte clipuri, vă invit să o faceți și de asemenea să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi primii informați atunci când încarc un clip nou pe YouTube. Vă mulțumesc! Pe curând!